stimate domnule profesor, este o onoare pentru noi și pentru mine personal să fiu astăzi în biroul dumneavoastră și vă mulțumesc că ați avut amabilitatea să ne acordați un interviu pentru Juridicero. Vreau să vă pun câteva întrebări cu privire la drept în general, cu privire la avocatură și cu privire la dumneavoastră. Valorile societății Stoica și Asociații, societății de avocați, pe care ați fondat în 1995 împreună cu doamna Cristiana Irinel Stoica, sunt foarte interesante și cred că necesită o mică explicație. Fidelitate, integritate și forță. Sunt specifice lumii dreptului? Au fost, sunt și sper să rămână specifice pentru lumea dreptului. Nu este întâmplător că noi am pus în deviza noastră aceste trei valori. Fidelitatea are multiple dimensiuni. Nu mă refer la fidelitatea de tip medieval, nu mă refer nici la fidelitatea soților faraonilor care se mormântau de vii cu soților. E vorba de o fidelitate în sens modern, o fidelitate care se manifestă în primul rând în raport cu propria noastră cultură organizațională. Cei care lucrează la Stoica și Asociații trebuie să fie fideli acestei culturi organizaționale pe care am întemeiat-o împreună, pe care am creat-o împreună, pe care am dezvoltat-o împreună. Dar există apoi fidelitatea față de clienți. E vorba de fidelitatea față de interesele pe care clienții le au și rostul avocatului este să obțină rezultate pentru clienții pe care, într-un fel sau altul, fie îi apără, fie le slujesc interesele comerciale, patrimoniale sau nepatrimoniale. Este apoi fidelitatea față de drept. Și când spun asta, mă gândesc la fidelitatea față de valorile fundamentale ale dreptului. Noi de obicei asociem dreptul cu fundamentul moral al echității, ceea ce nu este inexact. Dar în realitate, valoarea supremă a dreptului este ideea de bine. Și din cauza asta, adagiul pe care eu îl prețuiesc cel mai mult este cel care spune că ius est ars egviet boni. Ius est ars egviet boni. Dreptul este nu numai arta de a face dreptate, este și arta de a face bine, sau altfel spus, nu există dreptate dacă ea nu este subsumată ideii de bine. O dreptate mecanică, o egalitate mecanică ar putea de multe ori să ducă la un rezultat rău. Ca să poți să dai dimensiunea adevărată a dreptății, a echității, trebuie să o subsumeze întotdeauna ideii de bine. Și atunci, când vorbim de fidelitate, avem în vedere și fidelitatea față de sistemul de drept și față de aceste valori care fundamentează sistemul de drept. Echitatea și binele, sau mai bine zis, binele și echitatea. Iar apoi ați vorbit de integritate. De integritate. Trăim într-o lume în care pare să conteze din ce în ce mai puțin valorile tradiționale, valorile morale. Eu, prin definiție, sunt un liberal. Dar liberalismul pe care l-am profesat și îl profesez, mă refer la o concepție teoretică, nu la una politică, este legat de valori foarte solide. Nu sunt de acord cu cei care cred că liberalismul înseamnă relativizarea valorilor. Din acest punct de vedere, poate că ar trebui să adaug o conotație liberalismului meu. Sunt un liberal conservator și a zice că pe măsură ce trece timpul sunt din ce în ce mai conservator. Iată de ce integritatea este o valoare poate conservatoare, dar este o valoare care este în măsură să țină lumea legată. Solidaritatea lumii în care trăim nu este posibilă fără integritate. Coerența lumii în care trăim nu e posibilă fără integritate. Iar avocatul
ar trebui să țină seama în întreaga lui profesie de această valoare a integrității. Pentru că vorbeam mai devreme de fidelitatea față de interesele clienților, de exemplu. Această fidelitate trebuie să meargă însă până acolo unde interesele clienților contrazic legea sau contrazic o valoare morală. Avocatul trebuie să apere cu toate mijloacele profesionale, cu toată priceperea profesională, interesele clientului, dar până acolo unde aceste interese ar depăși marginile legalității sau marginile acelor valori de care vorbeam mai devreme, binele și echitatea. Este vorba de o integritate care ține apoi de structura organizațională. Pentru ca o instituție să fie solidă, are nevoie de valori care să-i dea coerență. Vedeți, în România de astăzi este o mare problemă aceea continuității instituțiilor. Apar peste noapte instituții, structuri economice. Uitați-vă la peisajul capitalei, de exemplu, în de-a lungul anilor au apărut o grămadă de restaurante care după un an, doi au dispărut. Apar ONG-uri care la început par să aibă foarte multă energie, după câteva timp își secătuiesc forțele. Soliditatea societății românești depinde de forța instituțiilor care compun această societate. Și nu mă refer la instituțiile publice, mă refer în primul la cele din zona privată, din zona economică și din zona neprofitabilă, din zona organizațiilor non-profit. Continuitatea acestor structuri instituționale constituie secretul solidității unei societăți. Iată de ce integritatea în cadrul unei culturi organizaționale este fundamentală. Și faptul că de 15 ani rezistăm, mai mult de 15 ani, 18 ani, aș putea spune că suntem la majorat anul acesta cu societatea de avocați, se explică și prin faptul că ținem la această integritate a fiecărui membru al societății noastre de avocați, dar și la integritatea acestei structuri instituționale în ansamblu ei. Și vorbeați mai devreme de forță, e vorba de termenul pe care în latină îl avem în formula fortitudo. Poate că nu atât ideea de forță exprimă acest termen fortitudo, implică și ideea de forță, dar cred că tema de curaj este mai potrivit. Fortitudinea este în primul rând curajul și fidelitatea și integritatea rămâne fără instrument de lucru, n-ar putea fi operaționale dacă n-ar exista și curajul de a afirma valorile profesiei, de a afirma credința în ideea de drept și de bine și de a lupta pentru interesele clienților. Curajul este esențial pentru un avocat. Iată de ce aceste trei valori definesc societatea noastră. Fidelitatea, integritatea și curajul. Dacă e nevoie de curaj, înseamnă că există niște riscuri în a susține într-o societate ca societatea românească valori ca fidelitatea și integritatea. Nu numai la noi există riscuri, în toată lumea există riscuri. Pentru că există nu numai cei care apără valorile, există și cei care pur și simplu nu cred în valori. Există după aceea cei care au valori negative. Ca urmare, peste tot în lume, apărarea valorilor presupune și curaj. Presupune mai întâi curajul de a învinge propria comoditate. Aș zice că este prima și cea mai importantă dimensiune a curajului. Pentru că fiecare dintre noi, la un moment dat, intră într-un sistem de inerții zilnice, cotidiene, într-un sistem de inerții mentale, într-un sistem de inerții profesionale. Toate acestea sunt necesare pentru coerența unei instituții, dar sunt și foarte periculoase. Pentru că dacă inerțiile acestea, la un moment dat, devin un obstacol în calea inovației, devin un obstacol în calea descoperirii unor lucruri noi, dacă devin limitări intelectuale, atunci toate acestea blochează dezvoltarea unei organizații, dezvoltarea unei instituții. Aș vrea să profit de prilej ca să vă pun o întrebare care sunt sigur că ar necesita o discuție amplă, dar
sper să ne putem referi chiar și în puține cuvinte la subiect. Mai întâi vreau să dau contextul. Contextul este că știu că anul acesta este un an special. E un an special pentru că dumneavoastră împliniți o vârstă foarte frumoasă, o vârstă rotundă, de 60 de ani. Și ca o recunoaștere a activității științifice a dumneavoastră, Revista Română de Drept Privat vă poartă numele în semn de omagiu în acest an. Având în vedere această experiență și aplicarea dumneavoastră pentru dreptul privat, ziceam că risc o întrebare foarte generală care necesită un răspuns amplu pe care sper să mi-l puteți da. Ce înseamnă dreptul pentru dumneavoastră de la înălțimea experienței pe care o aveți? Eu personal sunt foarte curios de asta și sunt convins că și generațiile de studenți care o să ne urmărească o să fie foarte curioși de răspunsul dumneavoastră. Ce înseamnă dreptul? Dacă răspund la întrebarea dumneavoastră din perspectiva experienței pe care o am, ar trebui să evoc pe scurt această experiență. Pentru că mă ocup de drept din momentul în care am început să studiez ca student acest domeniu, așadar de peste 40 de ani, din 1972, când am devenit student la Facultatea de Drept. Și dacă la început tărâmul acesta era oarecum misterios pentru mine, mai ales ca limbaj, ulterior am început să fiu atras de dubla dimensiune pe care o are dreptul. Vorbeam mai devreme de limbajul complicat al dreptului. Și mi-amintesc că la primele seminare de drept civil pe care le-am făcut cu regretatul profesor Gheorghe Beleiu, mă simțeam ca la un curs de limbi străine. Pentru un proaspăt absolvent de liceu, termeni ca buzucapiune, prescripție, nulitate, toate acestea păreau elemente dintr-o limbă străină. Și înveți greu o limbă străină. Primul an de facultate a fost dificil, tocmai pentru că a presupus această însușire a limbajului juridic, învățarea acestei limbi străine a dreptului. De ce insist asupra acestui aspect? Pentru că dacă vorbim de dubla dimensiune a dreptului, prima dimensiune este dimensiunea tehnică. Există o tehnică a construcției normei juridice, există o tehnică a raționamentului juridic și după aceea există o tehnică a cercetării normei juridice. Toate aceste aspecte tehnice trebuie bine însușite și în absența lor ești ca un electrician care nu știe să deșurubeze un bec. Numai că dimensiunea tehnică a dreptului, oricât de important ar fi, este pusă în slujba celei mai importante dimensiuni, care este dimensiunea valorilor. Dreptul, cum spuneam și mai devreme, este un sistem normativ întemeiat pe valori. Fiecare normă juridică se fundamentează pe o anumită valoare. Rostul juristului este doar să descopere construcția tehnică a normei de drept. Rostul cel mai important este să identifice valoarea pe care se fundează norma și după aceea să interpreteze norma și să o aplice în practică în raport cu acea valoare care constituie fundamentul ei. Iată, deci aceste două dimensiuni, dimensiunea tehnică și dimensiunea axiologică a dreptului, sunt complementare. Una este în slujba celelalte, dimensiunea tehnică este în slujba dimensiunii axiologice. Arta studierii dreptului este înțelegerea acestei duble dimensiuni. Nu întâmplător după aceea, după ce am absolvit facultatea de drept, am fost multă vreme atras de ideea de a deveni și profesor la facultate. A trecut ceva timp până când s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că am fost o bună perioadă de timp judecător. 11 ani am fost judecător, mai întâi la judecătorul de 5, după aceea la Tribunalul Capitalei. Am lucrat în egală măsură în civil și în penal. Mulți cred că eu sunt doar civilist, dar începuturile mele ca practician și chiar ca scriitor de drept au fost în domeniul penal. Am scris la început câteva studii legate de dreptul penal, dar pasiunea mea a rămas tot timpul dreptul civil și dacă vorbim de fidelitate, atunci trebuie să spun că am rămas toată viața, dincolo de micile mele infidelități, fidel dreptului civil.
Experiența mea juridică după aceea a fost împlinită după 90, când am putut să devin avocat. Am rămas profesor la facultate și am început să practic avocatură. Am fost o vreme decanul Institutului Național al Magistraturii, am fost o vreme ministru, cum bine știți, am fost o vreme în Parlament. Toate acestea sunt experiențe juridice care au permis perspective multiple asupra dreptului. Până la urmă, orice domeniu este ca un caleidoscop. Are multiple fațete. Depinde de unde îl privești. Dacă îl privești dintr-o singură perspectivă, vezi o anumită fațetă. Dar riscul este să ai o viziune simplistă asupra acelui fenomen. În momentul în care vezi cât mai multe fațete ale fenomenului, atunci, pe de-o parte, te apropii de cunoașterea de ansamblu și, în același timp, poți să mergi și în profunzimea acelui fenomen. Așadar, avantajul experienței mele profesionale a fost că am putut să privesc dreptul din multiple perspective. Mai întâi ca student, ca novice, după aceea ca judecător, după aceea ca profesor, ca formator de magistrați, ca făcător de legi, dacă îmi permite această expresie mai puțin elegantă, fiind în Parlament aproape două legislatori, ca ministru de justiție, văzând ca avocat, văzând dreptul de toate aceste perspective, cred că am putut să realizez foarte bine că adevărata dimensiune a patriei, despre care, din păcate, vorbim foarte puțin în ultimul timp, este spațiul constituțional și juridic pe care îl construim împreună. Putem vorbi și din alte perspective despre patrie, dar, cum discutam de mult la începutul anilor 90 cu un profesor din Franța de origine română, un foarte bun specialist în drept european și un foarte bun prieten, Vlad Constantinescu, cel puțin pentru noi, pentru juriști, patria este această construcție constituțională și juridică. Și până la urmă suntem buni patrioți în măsura în care dăm coerență acestui sistem juridic, acestui spațiu în care trăim, dacă reușim să-l facem mai bun, dacă reușim să-l facem mai simplu, mai direct, mai accesibil, mai solid. Din acest punct de vedere, indiferent de profesia pe care o avem, că suntem avocați, profesori, procurori, judecători, notari, jurisconsulți, executori judecătorești, toți împreună suntem un fel de preoți ai cultului dreptului. Și România, în momentul de față, trece printr-o perioadă de mare provocare, pentru că reconstrucția sistemului juridic românesc după perioada comunistă a fost foarte dificilă din multiple puncte de vedere. Mai întâi a fost nevoie de o recuperare a fundamentelor dreptului de sorginte continentală. Din fericire, ele nu fusese cu totul alterate în timpul comunismului. Am păstrat o bună parte din ele chiar și în timpul comunismului, pentru că noi am păstrat codul civil, spre deosebire de multe țări din jurul nostru. Și cum am spus de multe ori, codul civil român de la 1964 s-a dovedit a fi mai rezistent decât comunismul. A fost după aceea nevoia de a face contemporane aceste tradiții recuperate cu ceea ce s-a întâmplat între timp în întreaga lume și în primul rând în Europa în domeniul dreptului. A fost nevoie deci de o perioadă în care să redevenim contemporan cu lumea juridică de tradiție continentală. A fost după aceea integrarea Uniunii Europeană, care a presupus un import masiv de norme juridice din dreptul comunitar. Toate astea au dat multă incoerență sistemului nostru de drept. Există multe zone de confuzie, există multe contradicții. Iată de ce avem cu toții datoria, indiferent de profesia juridică pe care o avem, să contribuim la redarea coerenței acestui spațiu juridic, pentru că, până la urmă, peisajul juridic al unei țări poate să fie accesibil, poate să fie frumos, poate să fie urât, exact așa cum poate să fie un peisaj. Dacă vorbim de o țară care, prin bunatea lui Dumnezeu, are o geografie seducătoare,
atunci trebuie să înlăturăm din această țară acele zone de urât pe care omul l-a creat, inclusiv în domeniul dreptului și inclusiv în practica dreptului. Iată de ce cred că, pe de o parte, reedificarea sistemului de drept pentru a-i reda echilibru și, pe de altă parte, reconstrucția profesiilor juridice pentru a putea să aplice corect normele juridice, au fost și încă sunt provocări majore pentru România. N-am finalizat acest proiect. Este un proiect în derulare, este un proiect pe care împreună trebuie să-l ducem la bun sfârșit. Da, România traversează o situație specială, într-adevăr. Referindu-ne la avocatură, în perioada de după Revoluție și în special în ultima perioadă, mai multe case de avocatură din străinătate și-au făcut prezența, și-au făcut simțită prezența în România, o prezență activă și, în general, probabil că s-a intensificat competiția pe piața avocaturii. Întrebarea nu se referă exact la această chestiune, ci întrebarea este dacă se mai poate vorbi în condițiile sălbăticiei de pe piața avocaturii despre fidelitatea clienților sau despre integritatea morală a avocaților în acest climat. De vorbit se poate vorbi și aici că suntem obligați să vorbim, avem datoria să vorbim. Faptul că există fenomene care contrazic și fidelitatea și integritatea în profesia noastră, nu trebuie să ne dezamăgească. Întotdeauna am crezut că dezamăgirea nu este o stare bună. Atunci când apar pericole, provocări, oricât de dificile ar fi ele, reacția sufletească nu este aceea de dezamăgire, de evaziune, de fugă. În mod normal, în fața unor asemenea primejdii, trebuie să recurgem la fortitudine. Trebuie să avem curajul să înfruntăm aceste pericole, aceste primejdii și să le depășim. Și cred că și profesia de avocat a trecut, ca și întregul nostru sistem de drept, ca și întreaga structură juridică din România, a trecut printr-o perioadă de reconstrucție. Și în acest domeniu am avut de recuperat valori tradiționale existente în societatea românească dinainte de comunism, dar în același timp, dacă vorbeam mai devreme de această mișcare de sincronizare a culturii noastre juridice cu cultura reală, și aici s-au produs niște transformări, niște mutații în plan european și în plan mondial, care au transformat și profesia juridică din România. Pentru că prima noastră intenție după 90 a fost să recuperăm profesia juridică înțeleasă ca o profesie liberală veritabilă, adică individualistă. Tradiția avocatului în România, înainte de comunism, a fost aceea unei profesii liberale în care personalitatea avocatului era elementul cel mai important și, în general, erau cabinete individuale. Nu existau societăți de avocați înainte de comunism în România. Dar, între timp, mai ales sub influența culturii juridice anglosaxone și Europa Occidentală, a cunoscut o transformare a profesiei de avocat în sensul corporatizării ei. Lucrul acesta s-a întâmplat și în România. Mai ales pentru că există o evoluție corporatistă economică, pentru că există mari corporații în economie, atunci aceste fenomene economice au determinat o transformare a profesiei de avocat, pentru că aceste mari corporații economice au avut nevoie de structuri juridice polivalente care să le acorde asistență în toate domeniile posibile și în felul acesta au fost nevoie de echipe de avocați care să poată să presteze servicii juridice complete pentru asemenea structuri corporatiste. Și asta a dus și la corporatizarea profesiei de avocat. Asta însă nu înseamnă pierderea caracterului liberal al profesiei de avocat. Ar fi cel mai mare rău care s-ar putea întâmpla.
Pentru că, totuși, profesia de avocat nu este o profesie comercială. E adevărat că este o profesie în care câștigul contează destul de mult, dar nu este singurul lucru important în profesia de avocat, nu doar câștigul material. Dimensiunea liberală, dimensiunea individuală a profesiei trebuie să fie păstrată. Chiar atunci când e vorba de mari echipe integrate, de mari societăți de avocați, contează foarte mult personalitatea fiecărui avocat. Contează foarte mult afirmarea calităților individuale pe care le are fiecare avocat. Concurența de care vorbeați dumneavoastră și care uneori creează impresia sălbăticiei nu vine în primul rând din zona avocatului. Ea vine din modul în care capitalismul în România după comunism s-a reinstalat. Există fenomene inițiale, fenomene de început, care peste tot în lume au fost însoțite de asemenea aspecte de sălbăticie, cum spuneți, și se vorbește încă în România de capitalismul sălbatic. Dar acesta nu este veritabilul capitalism. Din păcate, s-a creat un clișeu foarte periculos, asocierea capitalismului cu asemenea fenomene de sălbăticie, care de fapt nu sunt specifice adevăratului capitalism. Capitalismul veritabil este capitalismul bazat pe concurență onestă. Este capitalismul bazat pe competiție. Este capitalismul bazat pe reguli. Ca urmare și profesia de avocat trebuie să își respecte propriile reguli. Și aceste fenomene de competiție neonestă care uneori există trebuie să fie înlăturate și cred că este foarte important ca profesia, structurile profesiei să își apere valorile tradiționale. Am observat că nu v-ați implicat în activitatea baroului, nu ați candidat a Uniunii, nu v-ați implicat în activitatea organelor profesiei de avocat. Sigur că nici nu ați fost implicat în o mulțime de alte proiecte. De ce? Și apoi mai am o întrebare legată de subiect. Est modus in rebus, domnule Sădescu. Ați spus mai devreme că m-am implicat în foarte multe lucruri. Există o măsură în toate și o limită în toate. Multă vreme, cum bine știți, am făcut și politică. Am crezut că nu este bine și nu este onest din partea mea să fiu implicat în același timp în politica veritabilă, politica în sensul ei de competiție între partide și să fiu în același timp implicat în structurile profesiei, pentru că cred că structurile profesiei trebuie să fie independente și nepartizane. Acum când m-am retras din politică, din politica partizană, și o să revin imediat asupra acestei precizări, aș putea fi pregătit să mă implic în structurile profesiei, însă e prea târziu pentru mine. Cred că e momentul ca oamenii tineri din profesia noastră să-și asume destinele profesiei de avocat. Este momentul ca să se implice oamenii tineri pentru consolidarea acestei profesii în sensul de care vorbeam mai devreme. Recuperarea unor reguli foarte clare, mai întâi de deontologie profesională și după aceea aplicarea acestor reguli, respectarea acestor reguli la nivelul profesiei de avocat. Dar eu sunt solidar cu toți cei care în acești 23 de ani din perioada postcomunistă s-au implicat în profesia de avocat, fie la nivel de barou, fie la nivelul Uniunii, și nu pot decât să-i felicit pe cei care au reconstruit profesia de avocat în România la nivel instituțional în această perioadă. Ceea ce au făcut ei este temelia bună pentru ceea ce trebuie făcut în continuare. Dar, repet, e nevoie ca avocații să se implice în profesia lor, pentru că a crede că poți locui într-o casă fără să o îngrijești este o mare eroare. Cu timpul o casă neîngrijită se degradează. Trebuie să ne ocupăm de casa avocaturii cu toții, pentru că este casa în care trăim profesional și dacă vrem ca această casă să fie frumoasă și solidă, trebuie ca din când în când să facem și curățenie, să facem și ordine, să o păstrăm frumoasă. Îi încurajez, repet, pe oamenii tineri din profesie să se implice în structurile baroului, în structurile Uniunii și îi voi sprijini cu sfaturile mele, dacă ele sunt utile, oricând. Credeți că integritatea este
un avantaj competitiv pentru un avocat, în afară de faptul că, sigur că ar fi frumos să există, dar e un avantaj competitiv? Am spus de multă vreme că pe termen mediu și pe termen lung, cinstea este mai profitabilă decât necinstea. Poate că pe termen scurt, uneori necinstea poate să pară că oferă avantaj. Dar pe termen mediu și lung, necinstea eșuează. Și avem multiple exemple în societatea românească. După 90 au fost oameni care au crezut că peste noapte pot să facă foarte multe lucruri cu toate mijloacele. Le-au și făcut, dar cum le-au făcut, le-au și pierdut. Și mulți dintre ei și-au pierdut chiar libertatea. De atât zice, repet, pe termen mediu și pe termen lung, cinstea este mai profitabilă, inclusiv în termeni economici, decât necinstea. Profitul corect cinstit este solid și de lungă durată. Profitul făcut peste noapte prin încălcarea regulilor se pierde tot peste noapte. Iată de ce și pentru avocați spun același lucru. Deontologia este premisa cea mai solidă pentru prosperitatea unei societăți de avocați. Aș vrea să revenim la o chestiune pe care ați abordat-o mai devreme, care mărturisesc, m-a luat prin surprindere. Ați spus că ați fost implicat în activitatea politică, ceea ce nu mi se pare bine să nu mai fiți. Oricum, în mintea mea sunteți un reprezentant al curentului liberal, foarte vizibil, foarte influent. E adevărat că în ultima vreme nu v-am mai văzut pe sticlă, pe televizor, dar asta este totuși o surpriză pentru mine. Mă bucur că insistați asupra acestui aspect, pentru că mai devreme și eu doream să revin asupra formulei politică partizană. Există, din punctul meu de vedere, două moduri de a face politică. Pentru că altfel, eu cred că fiecare om, fiecare cetățean, are obligația să facă politică. Nu cred că e posibil pentru un cetățean să nu facă politică. Problema e cum o face. Și cred că există două feluri de a face politică. Există mai întâi politica partizană, politica la nivelul partidelor. Este unul dintre elementele fundamentale ale jocului politic democratic. Democrația nu poate exista în afara partidelor. De ce e nevoie de ele? Pentru că nimeni nu are monopolul adevărului. Nimeni nu are monopolul soluțiilor corecte. Omul este o ființă imperfectă, este o ființă sortită greșelii. Ceea ce facem bine astăzi, peste un timp s-ar putea să aibă consecințe rele. Corectarea periodică a erorilor pe care le facem este necesară. Ideea de corectare a erorilor prin revizuiri succesive s-a născut în primul rând pe terenul dreptului. Când s-a creat formula audiatur et altera pars, de fapt asta s-a dorit să se spună. Adevărul nu poate să fie accesibil numai prin viziunea unei părți. Pentru a cunoaște adevărul faptelor într-un proces, trebuie să ai viziunea tuturor părților. Pentru că fiecare deține o parte din adevărul acelui proces. Dacă te rezum la o viziune, atunci adevărul acela este parțial și de multe ori poate să fie o imagine falsă a realității. Din domeniul dreptului, după multe secole, adică că după un mileniu și ceva, această idee a trecut în politică. Pentru că atunci când s-a născut politica modernă democratică, rostul ei a fost tocmai acesta. Să se evite prelungirea erorii prin perpetuarea la puterea erorii. În momentul în care cineva stă foarte mult la putere, greșelile care se fac se transformă în reguli de durată cu consecințe catastrofale pentru societate. Comunismul a fost doar un exemplu în acest sens. Este un exemplu de perpetuare a erorii pe o durată lungă cu consecințe catastrofale pentru societate. Jocul politic-democratic care presupune convenția dintre partide pleacă tocmai la această idee. Atunci când un partid vine la putere cu un anumit program, îl pune în practică, rezultatele poate la început sunt bune, după un timp însă apar rezultate negative. În momentul ăla, partidul nu mai are puterea să-și corecteze propriile erori.
Dacă rămâne în continuare la putere, tendința lui va fi să-și eternizeze erorile pe care le face. Și atunci este nevoie ca un alt partid să vină să corecteze ceea ce a greșit celălalt. Și atunci, prin acest joc succesiv al succesiunii la putere a diferitor partide, se corectează erorile și, din acest punct de vedere, se poate spune că adevărul este, drumul către adevăr este o succesiune de erori, corectate însă succesiv. Și atunci, aceasta este o primă dimensiune a politicii, dimensiunea partizană, care este necesară și îi încurajez de asemenea pe oamenii tineri să facă această politică partizană, pentru că o țară arată în politică așa cum sunt oamenii care fac politică. Partidele arată așa cum sunt oamenii care sunt în acele partide. Și oamenii din acele partide sunt de obicei oamenii pe care îi poate produce țara. A rămâne pasiv și a sta deoparte este cel mai mare rău. Pentru că dacă vorbim mai devreme de casa în care locuim, așa cum avem casa profesiei, avem și casa care este țara noastră. Cetățenii trăiesc în această casă mare care este România. Și casa asta și ea poate să fie mai urâtă, mai frumoasă, mai bună, mai rea, în funcție de ceea ce fac oamenii pentru ea. Implicarea în partidele politice este obligatorie pentru oamenii care doresc ca această țară să arate mai bine. Dar există și un al doilea mod de a face politică, pe care îl numesc politica cetățeanului. O politică nepartizană. Și jocul politic democratic depinde în egală măsură de calitatea partidelor și de calitatea cetățeanului. Pentru că, până la urmă, arbitrul jocului politic este cetățeanul. Dacă el nu se implică în acest joc politic pentru a alege corect sau pentru a alege cât mai puțin rău posibil, atunci jocul se degradează. În absența unui cetățean care are cultură politică și care urmărește jocul politic îndeaproape, ca un spectator avizat, care știe regulile jocului, atunci nu există un sistem politic democratic puternic. Iată de ce nu m-am retras din politică, pentru că cred că niciun om nu se poate retrage din politică. M-am retras din politica partizană, din politica de partid, dintr-un motiv foarte simplu. Politica de partid uzează. Este rar să ai succes în politică mai mult de 2 cicluri electorale. Cine rezistă 3 cicluri electorale în politică, deja este rezistent. 4 cicluri electorale e deja o raritate. Politica uzează. Și este firesc ca după mai multe cicluri electorale să vină alte generații în politică. Eu cred că în partidele de astăzi din România, generațiile care au stat 1, 2, 3, 4, 5 cicluri electorale, trebuie să facă un pas înapoi. Nu pentru că n-ar mai fi utile. Pot să păstreze un rol de consultant, pot să dea sfaturi în continuare, dar tot timpul, așa cum se întâmplă într-un joc de fotbal, de exemplu, e nevoie de jucători noi. Nu poți să ții o echipă de fotbal, nu, cu jucători care au 100 de ani. Au fost și excepții, au fost jucători de fotbal care au jucat până la 47 de ani. Este Stanley Matthews, care este celebru pentru asta, dar asta este o raritate. Tot așa și în politică, generațiile trebuie reîmprospătate. În schimb, politica cetățeanului, asta o faci toată viața. De când ajungi la majoraș și până mori, trebuie să faci politica cetățeanului. Și din acest punct de vedere, am în continuare de făcut politica cetățeanului. Probabil că și legile fac politică. Probabil că și felul în care e construită o lege influențează raporturile de putere. Legile sunt foarte influente, sunt niște vorbitori deosebiți. În special, noul cod civil este un vorbitor elocvent, influențează foarte mult societatea. S-a apropiat 2 ani de la intrarea lui în vigoare. Un autor spunea odată, se întunecă în lucruri, în cărți e lumina. Ne luminează noul cod civil, așa cum spunea autorul în aceste versuri, pe care bănuiesc că le recunoașteți. Le recunosc. Din când în când, când eram elev de liceu, student, scriam poezii. Și mult după ce le-am scris,
la îndemnul fiicei mele, am luat într-o carte care se cheamă Istorie Duminicale. Da, de multe ori când în lucruri e întuneric, cărțile ne pot lumina. Eu văd dreptul ca pe un sistem care creează ordine în lume. Așa cum facem distinție între haos și cosmos în lumea naturală, cred că și în lumea socială putem să facem distinție între dezordine și ordine. Există un haos al lumii sociale, există un cosmos al lumii sociale. Cosmosul presupune legi. Așa cum mecanica cerească este bazată pe legi, să nu le spun imuabile, dar de lungă durată în orice caz, tot așa societatea are nevoie de reguli corecte și de lungă durată, care să creeze predictibilitate și stabilitate. Ca urmare, o ordine bazată pe norme juridice, pe drept, trebuie să fie o ordine a libertății și a siguranței persoanei. Pentru că de multe ori nu înțelegem de ce avem nevoie de stabilitate și predictibilitate a sistemului de drept. În general, lumea este imprevizibilă. În general, există multe lucruri care se schimbă în jurul nostru, în economie, în ordinea cerească, în jurul nostru, în viața noastră. Dar există totdeauna o mare nevoie și de puncte stabile, de stele fixe. Așa cum marinarii pe oceanele în furtună aveau nevoie de Calea Lactee pentru a putea să știe încotro să meargă, tot așa societatea are nevoie de o anumită ordine bazată pe puncte stabile, pe repere stabile. Dreptul creează această ordine, dar nu orice fel de ordine. Spuneam că este o ordine a libertății și a siguranței persoanei. Adică o ordine în care fiecare dintre noi, profitând de aceste repere predictibile și stabile, poate să înfrunte imprevizibilul vieții noastre. Și cum îmi place să spun, un sistem de drept este bun, își dă valoarea adevărată, își dă adevărata măsură, atunci când creează această ordine a libertății și a siguranței, stabilă și predictibilă, în așa fel încât fiecare dintre noi poate să-și caute fericirea, chiar dacă la capătul drumului găsește nefericirea. Dar important este ca să avem această ordine a libertății și a siguranței în care să putem să căutăm binele pentru fiecare dintre noi. Aș profita de prilej că m-am referit la nou cod civil ca să vă atrag într-o capcană, să vă invit la o conferință, la a doua ediție a conferinței Probleme dificile de drept civil, pe care o să o organizăm pe 18 octombrie și să vă invit în calitate de speaker principal la această conferință. Mulțumesc. Care... Și pentru că vorbeam de această ordine a libertății și a siguranței, fără îndoială că instrumentul cel mai important pentru a crea această ordine este codul civil. Era implicat în răspunsul meu ceea ce voiam să precizez în legătură cu întrebarea pe care mi-a spus-o. În primul rând, codul civil este cel care creează această ordine de libertate și de siguranță. Iar noul cod civil, care are deja 2 ani, am putea spune că e tânăr, dar deja se dovedește matur după 2 ani de zile, nu mai este doar ca un copil care a început să meargă, după 2 ani de zile codul civil își dovedește adevărata forță, nu este întâmplător pentru că el preia în bună măsură ceea ce a fost în vechiul cod civil și a fost un cod civil foarte bun, codul civil de 1964, am arătat în altă parte de ce a fost nevoie de un nou cod civil, dar nu este o discontinuitate între ele. Și partea de continuitate este evidentă. Pe de altă parte, există o parte de inovație foarte importantă în noul cod civil. Poate aceasta a creat unele dificultăți de receptare. În orice caz, însă, vreau să vă spun că în 2 ani de zile, nu numai că au fost depășite numeroase dificultăți de receptare, de interpretare, de înțelegere, dar în 2 ani de zile s-au întâmplat lucruri extraordinare. Era de neconceput în urmă cu 100 și ceva de ani, 140, 150 de ani, când a apărut vechiul cod civil, o asemenea reacție a lumii juridice, pentru că atunci nu aveam o asemenea lume juridică. Eu obișnuiesc să spun că reacția față de noul cod civil demonstrează forța lumii juridice românești. Avem o lume juridică astăzi în România puternică, în măsură să fi făcut în 2 ani ceea ce a făcut deja. Sunt
două comentarii importante pe articolele Codului Civil, s-au scris numeroase monografii pe marginea noului Cod Civil, sunt cursuri universitare adaptate potrivit noului Cod Civil. Foarte important, în nici 2 ani de la apariția codului, a apărut ediția franceză a Codului Civil. Este un proiect patronat de Asociația Juriscop din Franța și de Facultatea de Drept din București. Aia a apărut această ediție la cea mai prestigioasă editură de drept din Franța, Dalloz. Este un lucru extraordinar. Toate acestea demonstrează că lumea juridică românească este matură și Codul Civil nou este el însuși matur. V-au trecut prin mână multe generații de profesioniști de astăzi, avocați, judecători, procurori, mă rog. Învață studenții de astăzi dreptul altfel decât cei de acum 10 ani, abordează altfel și aș avea două întrebări, din care una îi preocupă foarte mult pe studenți. O să o las la urmă. Prima este să învață dreptul de când începi facultatea până îți termini activitatea sau esențială este prima parte, activitatea, când se pun bazele, iar apoi să fac doar mici ajustări, completări, iar cea de-a doua, pentru un student, este important să învețe pe din afară? E bun tot citul? Mai întâi, procesul de învățare este un proces continuu. Nu se termină niciodată. Eu am început să studiez dreptul civil cu 41 de ani și îl studiez și astăzi. Este un never-ending story. Omul poate să învețe mereu și dacă se oprește din învățat, pierde și ceea ce a învățat. Le spun studenților mei că ceea ce fac în facultate este doar începutul și dacă nu vor continua, nu vor deveni buni juriști. Și le mai spun că adevăratul studiu al dreptului este după ce termină facultatea. Pentru că în facultate abia au timp să cunoască unele dintre întortocheatele cărările dreptului. Dar dreptul este o lume complexă, amplă și nu ți ajunge o viață ca să cunoști un domeniu al dreptului. Cât privește tocitul, acum ne gândim la creangă și ne gândim la faptul că învățatul nu trebuie să fie un mijloc cumplit de tâmpeală a omului. Pentru că dacă învățatul e doar un mijloc de tâmpeală, atunci intrăm în zona patologică. Învățatul trebuie să fie, în primul rând, o apropiere de obiectul studiat pentru a-l internaliza sufletește. Dacă nu se creează o aderență sufletească, nu doar rațională, între cel care cercetează și obiectul cercetării, atunci învățatul este un chin. Ce vreau să spun este că dacă învățatul nu este o plăcere, înseamnă că trebuie să te orientezi către altceva. Dacă n-ai descoperit plăcerea de a învăța ceva, înseamnă că acel ceva nu ți este potrivit și trebuie să cauți altceva. Și eu mai obișnuiesc să spun că fiecare om are talentul lui, fiecare om are sâmbure lui de aur, trebuie să și-l descopere. Nu trebuie să fii neapărat jurist. Dacă nu poți să fii jurist, poți să fii bun electrician, poți să fii bun medic, poți să fii bun inginer. Problema este să găsești acea parte din tine care să poată să fie scoasă la lumină și care în felul acesta să ducă la crearea ceva frumos și bun. Ca urmare, dacă plăcerea de a învăța nu există, nu vorbim de o adevărată învățătură. Iar procesul de învățat, pe lângă această aderență sufletească față de obiectul studiat, presupune și crearea structurilor logice mentale adecvate acelui proces de învățătură. Efortul mare pe care trebuie să-l faci este pentru a crea aceste structuri mentale adecvate obiectului studiat. Și formația unui jurist include acest proces destul de lung de formare a structurilor mentale
specifice dreptului. Dacă nu ți le formezi, atunci n-ai cum să fii un bun jurist, pentru că dreptul ca și viața te pune tot timpul în situații noi. Dacă nu ai aceste structuri mentale, acest instrumentar pentru a cerceta fenomenul, nu poți să găsești singur soluțiile. Juristul nu este doar cel care vede din cărți soluțiile și cel care le descoperă în spețele noi pe care le are. Asta nu înseamnă că suntem într-un domeniu al noutății permanente în drept, dar este un raport între ceea ce este dat, între ceea ce aflăm în norma juridică, între ceea ce aflăm în teoriile de drept și jurisprudență, pe de-o parte, iar pe de altă parte este elementul de inovație, de creativitate pe care fiecare speță ni-l permite și la care ne obligă în același timp. Da. O să rețin și o să le spun și studenților mei. Mi-am schimbat părerea față de ceea ce a spus. Eu pe studenții mei încurajez să învețe pe de rost articolul, ca să aibă la ce să se gândească. A, bun. Dar, asta este altceva. Da. Da. Dar o să-i încurajez, da. O să-i încurajez de acum înainte să își asume valorile, să fie atenți dacă reușește să rezoneze, să încerce să rezoneze cu dreptul. Este o idee mai și o idee mai plăcută pentru studenți. Pentru unii dintre studenți va fi o idee mai plăcută. Societatea de Avocatură Stoica și Asociații este una dintre cele mai puternice din România de foarte multă vreme. Însă am remarcat că este poziționată în ultimii 4 ani pe primul loc în directoarele juridice internaționale în ce privește litigiile și arbitrajul. Ceea ce mi se pare foarte spectaculos, pentru că litigiile sunt chiar domeniul prin excelență juridic, este chiar aici este viața juridică și e un domeniu foarte dificil pentru că ai de-a face cu judecătorii care decid în lupta respectivă. Pot să vă rog să ne spuneți, eu știu, să ne vorbiți despre câteva proiecte interesante sau litigi mai din ultima vreme? Mai întâi vreau să vă spun că Societatea de Avocați este așa de bună în litigii încât nu se mai vede cât de bună este în domeniul consultanței. Și asta este păcat, pentru că avem aici avocați care sunt la fel de pricepuți în domeniul consultanței. Și de altfel avem proiecte foarte serioase în domeniul consultanței, avem și lucrăm în acest domeniu cu rezultate foarte bune. Și chiar dacă domeniul litigiu este mai spectaculos și de asta este și preferat de foarte mulți avocați, eu să vă spun că dacă lumea dreptului trebuie să fie lumea libertății și a siguranței, partea nelitigioasă a dreptului este la fel de spectaculoasă în profunzime ei ca și partea litigioasă. Numai că trebuie să ai bucuria construcției. Până la urmă, în succesiunea firească a lucrurilor, întâi construiești în domeniul dreptului, construiești proiecte, construiești societăți, construiești finanțări, construiești afaceri. Asta este partea, cred eu, extrem de importantă a dreptului. Contribuția la construcția lumii din jurul nostru, inclusiv dacă ne referim la viața noastră personală, la familie, la structuri profesionale, dreptul are și profesia de avocat împreună au o contribuție de construcție. Și sub acest aspect, consultanța este extrem de importantă și facem consultanță în mod serios în această societate de avocați. Dar e adevărat că uneori, dincolo de relațiile cordiale dintre oameni, dintre structuri instituționale, apar și neînțelegeri și acestea se transformă în litigii de multe ori. Și asta este într-adevăr partea, zice, spumoasă a dreptului, partea spectaculoasă a dreptului. În general, în istorie, se scrie foarte mult despre război, se scrie foarte puțin despre pace. Deși în perioada de pace s-a construit lumea, nu în perioada de război. Ca urmare, e adevărat că suntem foarte buni în litigii, dar suntem, zic eu, la fel de buni și în domeniul consultanței. Cât privește proiectele la care lucrăm, sunt numeroase și în zona litigilor și în zona consultanței, dar eu nu fac o ierarhie între ele. Eu cred că sunt, indiferent de miza financiară pe care o au, la fel de importante sub aspect profesional. Poți să găsești într-un proiect
sau într-un litigiu cu valoare financiară mică, elemente de drept așa de spectacoase încât să îți dea satisfacții la fel de mari ca și în marile proiecte. Spuneți-mi, spre final, ce vă pasionează în afară de drept? Multe lucruri, dar sunt câteva dintre ele la care țin foarte mult. Mai întâi mă pasionează artele. Și pentru că sunt așa de multe, am să mă refer doar la literatură, pentru că între artele care îmi dau bucurii sufletești foarte mari, literatura a rămas preferata mea și când spun literatură, spun în egală măsură proză și poezie, sunt însă un înrăit, a zice, sunt un vicios cititor de poezie. Viciul meu este lectura poeziei. Dar dincolo de arte, îmi place sportul, joc tenis, jucam fotbal, în ultimul timp am cam abandonat fotbalul și nu renunț la două sezoane de schi pe iarnă, pentru că e o bucurie foarte mare pe care o ai. Dacă vorbeam de libertate în drept, atunci trebuie să vorbești și de senzația de libertate pe care ți-o dă schiul și, în general, sportul. Alerg dimineața de câte ori pot și nu în ultimul rând, dacă vorbim de bucurii și de plăceri, prin destin sau prin întâmplare, deși destinul este o sumă de întâmplări, am descoperit bucuria vinului. Și în domeniul de familie pe care l-a moștenit soția mea, de câțiva ani ne ocupăm de această îndeletnicire extrem de plăcută, dar și acolo sunt foarte multe provocări și acolo e foarte multă muncă, dar este cu totul altceva și avem sentimentul că ne reîntoarcem la natură. Cum se numește firma, brandul, probabil că are o semnificație. Da, este vorba de vinurile sub brandul Avincis, pe care le facem pe domeniul Vila Dubrușa din Podgoria Drăgășani. Evident că există o semnificație în termenul Avincis și adică că nu una, există mai multe semnificații. Mai întâi este o semnificație care trimite la cei care muncesc în această societate Avincis și e vorba de fica mea Andreea, A, e vorba de mine Valeriu, e vorba de soția mea Irinel. La mijloc arătăm pentru ce muncim, adică pentru vin, și la sfârșit este CIS, care este încă o dată Cristiana Irinel Stoica, soția mea. Ea are un dublu drept la această denumire, pentru că ea este moștenitoarea domeniului și atunci este foarte prezentă în denumire. Dar dincolo de această primă semnificație care trimite la membrii acestei întreprinderi familiale, este sensul care se degajă din cuvintele Avincis, a învinge, și noi spunem că cine bea vinul nostru va câștiga toate bătăliile. Vinul Avincis este vinul învingătorilor, dar este și vinul inimii în același timp. Și asta pentru că în franceză învingător este vainqueur, și dacă despărțim în două cuvântul învingător, vainqueur în franceză, avem vin și cœur, și vinurile Avincis sunt vinurile inimii. Da. Nu m-aș fi gândit la... Da. Să le bezi cu plăcere. Da, sper să le degustăm cu plăcere. Poate chiar la o conferință. Cu mare plăcere, cu mare plăcere o să oferim sponsorizări, da, pentru degustarea de vinuri. Da, pentru că cred că merită. Sunt par a fi vinuri speciale pentru juriști care câștigă. În primul rând pentru ei, pentru că ei sunt luptători. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ne l-ați acordat și sper să ne revedem la conferința Probleme dificile de drept civil. Cu mare plăcere!